ce suntem noi îndrăgostiți de piață. Da? Pentru că și socialiștii, da? Și progresiștii, și fasciștii, printre alții, da? Sunt convinși că au găsit viziunea pentru comunitate, pentru lume, pentru societate. Da? Ei sunt convinși că Dar societatea trebuie să meargă cine ar într-o numi? anumită direcție. Da? Ei sunt convinși că trebuie să meargă. Și acum, ok, socialiștii o spun încolo, comuniștii o spun în sărăcie, fasciștii o spun tot în stânga, dar în partea aia, ok? Dar ideea este așa, că numai o piață liberă, da? În constantă mișcare, da? Îți poate da viziunea, îți poate da dorința, îți poate agrega dorința societății. Și aici mă refer la o piață în care Da, se da. permite acumularea de capital, Răspunderea mea este perfectă. în care schimburile sunt libere și neimpactate, nereglementate în niciun fel. Și lumea o să vină și o să spună: păi da, dar nu ai stabilitate pe piața aia. Zic, poate să se întâmple orice, poate să vină unul să-i fraierească pe oameni și Da, așa. așa și Ok, zic, așa și zic. da, dar asta e ce vor ei. Ei își doresc să fie fraieriți. Dacă nu-și Nu, doresc, nu, nu. în sensul că... Paternaliștii zic că nu, că te manipulează, știi? Deci Da. profitul nu e o chestie că tu ești receptiv la niște preferințe ale unor clienți. Profitul e că nu faci niște chestii proaste, dar se vândă, Da, știi? da, Sau... Da, ideea îi este că prostești. în felul ăsta, da, în Sau faci felul o reclamă ăsta, la niște cârtași și nu știu ce, apare o tipă drăguță, știi? în felul ăsta, da, putem să ne reîntoarcem, să redescoperim zicala care a fost uitată, care spune că proștii învață din greșelile lor, deștepții învață din greșelile proștilor. Da? Cert e că toată lumea are o șansă să învețe. Da? Și societatea se schimbe în mod organic, să filtreze preferințele pe timp. Da? Pe când pe partea ailaltă, da, în care nu interzicem asta, interzicem aia, interzicem tot, da? Păi din societatea aia nu mai învață nimeni nimic. Și peste 2, 3, 4, 5 Învață tot aia. generații o să găsești doar maimuțe care își dau un cap când se aprinde lumina, fără să-și dea seama de ce își dau un cap în altă. Dar să prostești și lideri, știi, dacă... Că Și nu ai se niciun vede feedback. chestia asta A, că astăzi. De ursula e... calitatea liderilor e în picaj. Yes. Și ideea e că piața liberă înseamnă libertate, înseamnă oameni liberi. Socialiștii au speculat asta. Înseamnă profit, înseamnă nu știu ce, prostia lumea asta. Da, și Înseamnă niște ciudat. oameni liberi. Poți avea oameni liberi și oameni Dar și ciudat, deci neliberi. noi zicem piață liberă, două cuvinte clare, neechivoce. Pentru ei înseamnă altceva. E așa, știu ei mai bine. Noi nu ne-am gândit. E scepticismul ăsta față de libertatea umană, până la urmă. Despre asta e socialism. Da, știi, n-au decât. ideea animalele domesticite se tem de când dispar gardurile. Yes. Și să vă citesc. Ce spune carte? Ultimul paragraf din capitol. Programul libertarian ultim poate fi rezumat într-o frază simplă. Abolirea sectorului public, convertirea tuturor activităților și serviciilor furnizate de stat în activități furnizate voluntar de către economia inițiativei private.